Și Dan Alexe răspunde. Dar ce, nu e o personalitate? Și el le răspunde oamenilor. Și atunci sigur că doamna s-a mai calmat un pic, da? Nu știu dacă m-a crezut, dar în orice caz există, să știți, personalități care răspund simplilor muritori, muritorilor de rând, mizerabililor pe Facebook. Da, se întâmplă acest lucru. Pentru că vorbeam de Dan Alexe, poate că încă mai plescăiți de bucurie și de plăcere după emisiunea Fanion din 2 iulie. E bine, din păcate omul nostru n-a apucat atunci să spună mare lucru, nici emisiunea nu l-a ajutat. 42 de minute nu te pot face genial. Și n-a apucat nici să-și ia rămas bun, întrucât ați văzut, a trebuit să plece în pauza publicitară, întrucât îl așteptau cei dragi, probabil să-l felicite după emisiune, pe prestația pe care a avut-o. N-a mai apucat să-și ia rămas bun, întrucât venea prezentarea ziarelor și n-a mai vrut să-l torturăm aici, era totuși o personalitate. În sens să îi explic lui Dan Alexe ce scrie în Curierul Național sau în Clicul de vinerea trecută. Și atunci l-am lăsat să părăsească platou, ne-am strâns mâna și ca orice om, până la urmă, așa suntem noi românii, Dan Alexe a trebuit să lase un cuvânt de despărțire, de mulțumire pentru ceea ce s-a întâmplat în emisiune, că așa e firesc. Chiar dacă într-adevăr noi nu ne văzuserăm înainte, nu vorbiserăm, n-aveam nimic în comun, dar a acceptat până la urmă, a convenit acolo când și-a mai tras sufletul pe Facebook să-mi scrie câteva cuvinte de rămas bun pe care îmi permit să le citesc, că așa e frumos. Despre gunoiul uman numit Radu Banciu. Gunoiul uman Radu Banciu a spus în seara asta în emisiune despre mine că sunt cel mai mare zgârcit pe care l-a văzut în viața lui și că aproape că i-am cerut bani la încheierea emisiunii lui dezastruoase cu mine din 2 iulie. Măi, găinațe, Banciu, după ce ți-am venit în emisiune pe tavă pe banii mei și te gudurai ca un pudel și erai total nepregătit pentru interviu, de mai că îmi pupai mâna, tu spui și că ți-aș fi cerut bani? Transpirație, porcină! Ai franceză proastă și vorbești românește ca un golan de la Mizil. Mi-am plătit biletul de avion, o ordură ce ești. Și am stat 4 nopți la hotel pe banii mei, jegule uman, pentru că iubesc România. Și credeam că iese ceva interesant din interacțiunea noastră la TV. Putreziciune morală care ești. Eu am venit, da, și eu am plătit tot. A fost un cadou pentru tine. Zici tu că ți-am cerut eu ceva? Neandertalule! Când te-am întrebat de la Bruxelles dacă vrei emisiune cu mine, erai în al 1001-lea cer. Te gudurai onorat și altele, palpitând dezagreabil în cuvinte puține. Ba chiar ți-am spus și ți-am oferit în direct numărul din Charlie Hebdo cumpărat de mine pentru tine. Iar tu n-ai vorbit niciodată singur cu mine, nici înainte, nici după emisiune, erai prea terorizat de mine. Urdori din ochi nespălați ce ești. Balegă umană, cum poți, omulețule, să spui total ilogic că aș fi zgârcit? Adică eu nu ți-am dat ție bani, prostovane de reglat. Radu Banciu, pe lângă faptul că e Michel, trădând toate legile ospitalității, de te întrebi cine va mai avea curaj să-i scrie în privat. Pentru că nevertebratul, tia, e în stare să-ți publice mesajele, mai e și satisfăcut că e adorat de o masă de prostime cu lână în creier. Tâmpiților care cotcodăciți că eu m-am auto-invitat, mă scuzați, la lumea lui Banciu, voi credeți că în studiourile alea se intră așa cum poftești? Adică îți spui într-o zi, ia să mă duc eu peste Banciu? De-aia meritați să înghițiți orice. Și vai de bietului producător, care e un om cu bun simț, pe când maimuța urlătoare e în stare să te filmeze în baie. Dan Alexe. Acum, vreau să spun doar două lucruri. Unul, că o prietenă la un moment dat a remarcat pe Facebook într-unul dintre comentariile care au urmat acestui text, doar atât. Și când te gândești că în emisiune îl deranja cuvântul mișto, Dan Alexe a spus la un moment dat în emisiune că poate de asta intelectualii noștri nu sunt chiar atât de rasați, pentru că unii dintre ei când scriu
și pentru rețele de socializare, dau oarecum în mintea prostimii și să prostesc și ei, adică folosesc cuvinte care, da, nu e înalță, și anume mișto. El l-a deranjat, după cum țineți minte. Și în al doilea rând aș vrea să spun că e a treia personalitate, Dan Alexe, după Corneliu Vadim Tudor și Adrian Năstase, care mă face gunoi în primul rând al unui text intens elaborat. Precizez că Ilie Năstase m-a făcut vierme, iar Gigi Becali m-a făcut tot toate felurile, dar numai oral. În scris nu, decât Gigi Becali nu scrie. Și pe Samuilă și pe alții, la oral ne-a făcut Gigi, nu în scris. Că dacă aș fi știut, dragi prieteni, mi-asum, sigur, și îmi cer scuze în fața telespectatorilor pentru așa ceva, într-adevăr, dacă aș fi fost un pic mai inspirat, nu s-ar fi ajuns la acest moment, adică i-aș fi spus lui Dan Alexe că suntem încântați, dar suntem ocupați, sau că se zugrăvește la noi pe 2 iulie și nu putem să primim oaspeți sau tăiem porcul, și atunci sigur n-am fi avut parte de asemenea lucru, pentru că dacă aș fi știut, vă spun sincer, l-aș fi invitat chiar pe Adrian Năstase. Pentru că Adrian Năstase, măcar știam la ce ne așteptăm. Da? Iată de fapt că până la urmă în viață, și aici aveam eu dreptate, dar chiar dacă de data asta m-am înșelat cu tremurător, aveam dreptate când vă spuneam, nu vă faceți idoli din oamenii pe care nu-i cunoașteți. Fotbaliști, în general sportivi, oameni pe care îi vedeți la televizor, la teatru, îi vedeți pe Corso, dar nu vă faceți idoli din ei, pentru că nu se știe niciodată de fapt cine sunt.